De joi 24 septembrie până sâmbătă 26 septembrie sunt așteptate condiții de instabilitate atmosferică accentuată în toată țara. Vor fi averse intensificări de scurtă durată ale vântului, descărcări electrice și grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 10 până la 15 litri pe metru pătrat și izolat 25 chiar 30 de litri pe metru pătrat. În județul Alba sunt anunțate maxim 22 de grade Celsius și sunt între 50 și 60% șanse de ploaie. Temperaturile vor scădea treptat până la începutul săptămânii viitoare, fiind de 18-19 grade Celsius.